În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ați văzut că, în general, în lumea creștină, în scrierile filocalice, în învățătura Sfinților Părinți, și chiar și în predicile și în cuvântările care se aude la biserică și le ascultăm, se vorbește foarte mult, sau dacă vreți se vorbește permanent, de dragostea creștină, de iubirea creștină. Ei, tocmai paradoxal și invers proporțional cu aceste lozinci multe, sterpe, uscate, seci și fără fundament, tocmai acolo unde ar trebui să fie dragoste, acolo nu o găsești. De ce? Pentru că Satana bate un război cumplit cu creștinii și atunci, în același timp, îi și întărâtă și îi și provoacă și îi și aprinde unul asupra altuia. Și pentru a înțelege mai bine acest război al diavolului, vă recomand, când ieșiți prin oraș sau căutați pe la cărțile din biblioteci, căutați o singură carte, Nifon, episcopul Constanțianii, sau un episcop minunat, sau ascet. Cam așa, are vreo 3 titluri. Că ea tot a fost, e repetată ediția cărții. Și o să vedeți acolo, în acel conținut al cărții, modul cum lucrează diavolul asupra creștinilor și cum îi întărâtă și îi aprinde spre dușmănie, spre răutate, spre orgoliu, spre răzbunare, spre pismă, spre invidie și tot ce vedem în jurul nostru. Porunca de astăzi este prima poruncă din lege. Dacă ați auzit de Decalogul Vechiului Testament, prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima. Și partea a doua a poruncii spune și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum, legat de aproapele meu, avem tot o explicație pe care o ascultați voi la maslu, permanent, când stați vinerea. Cu omul căzut între tâlhari, cu samarinianul, care i-a uns rănile și l-a legat și l-a bandajat și l-a dus la casa de oaspeți. Deci aproapele nostru sau aproapele meu este oricine. Datorită faptului că la vremea când Hristos vorbea pentru lume, a găsit într-adevăr o lume necăjită. A găsit într-adevăr o lume chinuită. O lume care era sub 3 robii. Robia păcatului veșnic prin căderea adamică. Robia morții veșnice prin despărțirea lui Adam de Dumnezeu și izgonirea din grădina Raiului. Și dacă vreți, robia Satanei, care pusese stăpânire pe om, prin sfatul cel de taină de atunci de la pom, când i-a spus, mănâncă și vei fi ca Dumnezeu. Salutat Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, s-a răstignit pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire și a încercat să restaureze ceea ce mai rămăsese din om. Pentru că omul avea și simțuri bune și curate, dar avea și simțuri alterate. În schimb, lupta se dădea la nivel de duh și trup. Trupul, în momentul creării de către Dumnezeu, Adam cel dintâi, purta puterea spiritualizată a mâncării din pomul vieții, adică împărtășania euharistică transcendentă, dincolo de minte, prin comunicarea și cuvântarea cu Dumnezeu sau sfătuirea cu El. În momentul în care omul a fost izgonit din rai, pe lângă trupul spiritualizat și îmbrăcat în piei de animal, adică poftele dobitocești, a pierdut și noțiunea de veșnicie și s-a încadrat într-o altă sferă a timpului, într-o măsurătoare, cum se spune pe axa X, Y, Z, adică ceasul, minutul, secundul, luna, anul, vremea, deceniu, mileniu. Și ce a început? O numărătoare a clipelor. În momentul în care s-a luat numărătoarea clipelor, s-a luat și numărătoarea păcatelor. Și omul s-a trezit încărcat cu a doua povară. Ce? Patimile proprii care izvorăsc din noi și ne chinuiesc în fiecare clipă. Care a fost prima patimă care a doborât cerul? Mândria. Care a fost a doua patimă care a doborât raiul? Neascultarea.
Și care a fost a treia patimă care a dobândit moartea? Lăcomia. Frumos și bun era la mâncare rodul ce m-a omorât. În momentul în care omul a ieșit din rai, a ieșit și din Dumnezeu. Și atunci, în acea clipă, în respectivul moment, omul s-a trezit singur pe pământ cu Dumnezeu care i-a dat două arme. Să-ți câștigi pâinea prin sudoare, iar tu, femeie, să te mântuiești prin nașterea de prunci. Iar bărbatul i-a spus, tu să fii cap femeii tale, precum eu sunt cap ție. Deci, Hristos îl subjugă sau îl subordonează pe bărbat poruncilor, iar femeia se subordonează bărbatului său, ceea ce numim noi astăzi familia. Un alt lucru important legat de porunca legii celei de astăzi, veți vedea că spune acolo așa, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum însă, când lumea a intrat din nou sub puterea Harului, care este cea mai mare dragoste întâlnită vreodată pe pământ? Dragostea dumnezească. Și cineva va spune, părinte, iară sunt teorii. Nu sunt teorii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat la moarte și încă ce moarte? Pe cruce, ca noi să avem viață veșnică. Iar adevărata viață veșnică este cunoașterea lui Iisus Hristos, care a venit în lume să mântuiască neamul omenesc. Și cunoașterea lui Iisus Hristos vine din citind Scripturile, vine din mâncând trupul și sângele Lui și vine din ce? Unirea cu El, din porunci mă veți cunoaște. Uneți doi, trei în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Acum legat de aproapele meu, aici putem întâlni așa. Putem întâlni aproapele meu, vorbind de familie și de cei din jurul nostru, care este prima grijă fundamentală. Aproapele meu pot fi semenii mei sau prietenii mei, despre care Scriptura ne-a lăsat totuși un termen. Și a spus așa, dacă faceți bine celor ce vă fac bine, n-ați împlinit nimic. Dacă răsplătiți cu bine celor ce v-au făcut bine, n-aveți nicio plată. Și iarăși spune, dacă faceți bine celor ce vă pot întoarce înapoi binele făcut, n-aveți nicio plată. Deci aproapele meu, la ora actuală, în clipa când noi stăm de vorbă, nu mai este nici fratele meu, nici semenul meu, nici vecinul meu sau cunoscuții mei. Aproapele meu, spune Mântuitorul Iisus Hristos în legea cea nouă a Harului, sunt cei mai mici ai mei. Întrucât ați făcut unora ca aceștia, mie mi-ați făcut. Și nu le dă nume. De ce nu le dă nume? Cineva va întreba. Păi cum adică, părinte? Simplu. Aproapele tău poate să fie un boschetar și dacă miroasa țigară, nu-l ajuți. Aproapele tău poate fi un bețivan și dacă putea băutură, nu-l ajuți. Aproapele tău poate fi un împuțit, un puturos care este certat cu munca, nu-l ajuți. Aproapele tău poate fi un derbedeu certat cu regulile sociale, nu-l ajuți. De ce? Hristos nu umblă în chip de vagabond. Într-o mănăstire îndepărtată, undeva prin pustiul Egiptului sau al Palestinei, era un stareț sporit. Și era milostiv. Dar într-o zi, venind un sărac la ușă, nu l-a miluit. Și în clipa aceea, săracul a spus, te rog, ai grijă și de mine, că nu are cine să mă miluiască. Și a spus, n-am timp de tine acum. Și în clipa aceea, săracul a zburat la cer, cu aripi ca de înger, pur și simplu s-a făcut nevăzut, și s-a auzit un singur cuvânt. Hristos ți-a cerut și astăzi n-ai avut pentru El. Și acum eu pun întrebarea, de ce v-am spus istorioara? Ca să vedeți cine sunt cei mai mici ai mei. Adică, de la cerșetorul pervers care își face taxă de câștig pe o zi într-o intersecție sau undeva, până la cerșetorul smerit care îi dai o mâncare caldă sau întinzi o haină, sau îl știi cu adevărat că e credincios, sau îl vezi la biserică, l-a spovedit și l-a împărtășit, e o diferență. Și aici de aceea s-a împărțit
porunca aceasta prima a iubirii în două. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima, să-L poți vedea, fericiți cei curați cu inima că vor vedea pe Dumnezeu, din tot sufletul, dă-mi fiule inima ta să-mi fac tocaș în ea și din tot cugetul, nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine, Apostolul Pavel și Grigore de Nisa. În momentul când spune și pe aproapele ca pe tine însuți, mă întorc și spun, ce fac eu, muncesc? Aproapele meu muncește? Nu, nu e aproapele meu. Ce fac eu? Priveghez. Aproapele meu priveghează? Nu, nu e aproapele meu. Ce fac eu? Mă rog. Aproapele meu se roagă? Nu se roagă, nu e aproapele meu. Eu ce fac? Merg la biserică în sărbători sau duminica. El merge? Nu merge, nu e aproapele meu. Eu pomenesc morții sau dau liturghia sau fac parastasul sau ajut un sărac. El face așa? Nu face, nu e aproapele meu. Deci ne-a pus în față Duhul discernerii. Cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Și de ce m-am oprit asupra acestui lucru? M-aș fi dus pe cealaltă, că era mai ușoară de tâlcuit, cea cu samarineanul, că e tot vorba de ce este scris în lege, cum citești. Dar m-am dus pe aceasta pentru că cea mai mare controversă pe care o discută la ora actuală problema de bază a societății, a Bisericii Ortodoxe, este a arăta cu degetul că Biserica Ortodoxă nu se implică în filantropiile sociale sau Biserica Ortodoxă nu își face datoria față de săraci. Biserica Ortodoxă are săracii ei. O vădană cu copii mulți, un bătrân cu un picior tăiat, un om bolnav care nu are bani de medicamente, o mamă cu mulți copii care nu-i ajung pâinile pe o săptămână. Deci aceia sunt săracii bisericii. Dar de unde și îi cunoaște? De la Sfânta Liturghie, de la spovedanie, de la potir. Nu îi caută prin lume. Pentru că Hristos când s-a dus, și aici atenție, când s-a dus și a trimis slugile și a spus mergeți peste tot, prin târguri, prin ulițe, prin piețe, să se umple casa de nuntă. În momentul când a apărut cineva care nu era din biserică, i-a spus așa, cu frumosul, prietene, haina nu ți este de nuntă. Aruncați-l în focul cel mai din afară. Deci, indiferent că ești sărac, indiferent că ești bogat, indiferent că ești frumos, indiferent că ești urât, că ești avut sau mai puțin avut, prima etichetă a apropiului meu este simțământul lui în concordanță cu simțămintele mele. Deci dacă eu sunt credincios, aproapele meu obligat trebuie să fie credincios. Dacă eu am cultul muncii ca să câștig 5 lei, aproapele meu trebuie să aibă și el cultul muncii. Pentru că se întâlnește foarte adesea situația când spune părinte, n-ai voie să mă judeci, Dumnezeu m-a trimis să-mi dai. Arată-mi semnătura lui. Și în clipa aceea las vorbind liniștit, pentru că îmi dau seama că n-are treabă cu Dumnezeu. Și știți prin ce constă verificarea? Îl întreb, știi Tatăl nostru? Da, spune-l. Și nu-l știe. Zic, vezi că nu știi numele cui cerșești. Mergi cu pace. Și de ce lucrul acesta? Ca să se înțeleagă că Biserica Ortodoxă nu încurajează trei lucruri. Țigăneala, cerșătoria, lenea, trândăvia, indisciplina, imoralitatea, neintegrarea socială, să fac foarte mari eforturi de integrare socială. Integrarea ți-o faci tu cel ce te-ai dezintegrat. Nu te integrează nimeni. Când ai copii acasă de 3 ori pe zi, trebuie să pui farfuriile pe masă, trebuie să știi ce pui în ele. Când ai familie și ai îndatoriri, tu trebuie să știi la sfârșitul lunii ce pui în, la apă, la căldură, la gaz, deci știi ce înseamnă cheltuieli zilnice. Și atunci tu vii, fără să depui un efort, stai la ușa mea și întinzi mâna. De ce ești prost să muncești 8 ore sau să stai în stres sau să te duci la serviciu să vii terminat psihic, că nu-ți ajung banii de la o factură la alta și tu trebuie să-i dai lui că e aproapele tău, nu e aproapele meu. Aproapele meu trebuie să aibă aceeași legătură cu Hristos care o am și eu. De aceea Evanghelia de astăzi spune așa, aproapele, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Deci ne-a dat acest duh al discernerii. Să înțelegem dacă cu adevărat îl iubim ca pe noi. Te iubești pe tine?
Nu mai munci, nu mai lucra, stai degeaba, nu mai merge la servici, stai și tu cu mâna întinsă pe stradă, doar te iubești, nu? Ei, dar dacă eu mă iubesc 10 ore la muncă, mă iubesc 2 ore în bucătărie, 2 ore la făcut lecție cu copiii, 2 ore în piață, 2 ore la țară, la plivit, 2 ore la țară, la prășit, înseamnă că și tu trebuie să te iubești la fel. Sau dacă vrei să te miluiesc, vino cu mine și mă ajută ca să am motiv sau să fiu motivat să fie aproapele meu. De ce v-am dat acest exemplu? Ca să iasă odată din mintea românului, deci ca să iasă odată din mintea românului, ideea pe care o găsesc la spovedit, părinte, nu prea am miluit săracii, nici nu trebuie să-i miluiești. Săracii adevărați, v-am spus care sunt. Îi cunoaște biserica și inima te trage de la sine să-i dai. Nici nu trebuie să ceară el că tu întinzi un ban din simpatie. Se citește pe fața lui lumina lui Hristos. Și atunci nu-i nevoie să insistăm pe acest subiect. Tot așa, într-o mănăstire, ca să vă dau tot niște pilde ușoare de înțeles cum e cu aceștia aproapele, un stareț suficient de exigent, i s-a dus vestea că mănăstirea are o rânduială extraordinară și a venit un tinerel din ăsta cu sclifoseli și a spus, părinte, vreau să mă mântuiesc. Și starețul a întrebat, cum vrei, în trup sau în duh? Vreau să mă hrănesc numai cu rugăciunea lui Dumnezeu. Poftim biblioteca la dispoziție și vă rog să vă desăvârșiți. A bătut prima zi masa, nu l-a chemat nimeni. A bătut a doua zi masa, nu l-a chemat nimeni. A bătut a treia zi masa, nu l-a chemat nimeni. Și apoi s-a dus supărat la starțul și a spus, părinte, ceva nu înțeleg. Ce nu înțelege frăția ta? Păi zice, mănăstirea aceasta este cumva lipsită de iubire? Nu. Avem câte doriți. Dar prin ce credeți că nu s-a manifestat iubirea mănăstirii față de dumneavoastră? V-am dat o chilie, v-am dat biblioteca la dispoziție, frații muncesc să fie armonie în mănăstire, ce vă lipsește? Rugați-vă în duh. Și a spus, da, dar aici în mănăstirea asta nu se mănâncă, nu se bea? Nu. Noi cei duhovnicești trăim numai cu cuvântul lui Dumnezeu. Cei trupești se ostenesc cu cele trupești, pentru că au trup. Frăția ta neavând trup, te ostenești numai cu cele duhovnicești. Și atunci întreabă fratele, oare am săvârșit vă o greșeală? Nu. Păi și atunci de ce nu merit să mănânc? Pentru că n-ai muncit. Păi la mănăstire se muncește, se muncește, zice. Noi cei care avem trup ne grijim de bucata de pâine, de mâine. Păi zice, atunci cred că am săvârșit o greșeală, zice, vă rog să mă iertați și să mă dați și pe mine cu ceilalți frați. Păi zice, de mâine veți face ascultare în cutare loc. Și în clipa respectivă, tânărul și-a dat seama că în momentul când începe o nevoință duhovnicească, trebuie să o începi de la început. Adică, curățirea patimilor, curățirea gândurilor, curățirea poftelor, a eului personal, și pe parcurs ce ajungi să te desăvârșești și să ajungi la o treaptă mai înaltă, vine și vremea când ți se acordă hrana cea duhovnicească, ceea ce se înseamnă liturghia, ceea ce înseamnă slujba, ceea ce înseamnă contemplarea, pusnicia, liniștirea, nu vii așa cu aere și ai impresia că de mâine ești sfânt. Deci același lucru este și la creștinii noștri. În momentul când au venit la biserică, trebuie să se înzestreze cu mai multe arme. În primul rând, credința tare și neșovăielnică. Și cineva va zice, ce înseamnă neșovăielnică? Sunt persoane care cred că dacă vin la biserică, toate lucrurile din jurul nostru trebuie să meargă perfect. Nu, uneori pot merge chiar pe dos. De ce? Ca să poată satana să te scoată din lucrare și să-ți arate că atunci când nu mergeai la biserică, îți mergea mai bine decât îți merge rău acum când mergi. Și tu trebuie să mergi ca să-i demonstrezi lui satana că nu vii la biserică dintr-un interes slugarnic. Doamne, mă rog da să-mi dai sănătate să nu mă doară nimic, mă rog da să-mi dai să am de toate, dar mă rog să n-am dușmani, dar mă rog să-mi meargă toate. Nu, poate să-ți meargă și bine și rău. Dacă îți merge bine, spui cum a spus Iov. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Dacă îți merge rău, spui cum a spus Iov. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele binecuvântat de acum și până în viață. Precum i s-a părut, așa a făcut. Un alt exemplu.
un oarecare sărac mergea permanent la mănăstire și de fiecare îi spunea, de fiecare dată îi spunea starețului său așa. Și de ce vreau să ajung la istoria asta? Nu ca să lovesc pe cineva, ca să vă arăt și sensul celălalt al cuvântului. Ce înseamnă o sărăcie binecuvântată și ce înseamnă o sărăcie nebinecuvântată. Și spunea așa, părinte, rog-te, am mulți copii, pune și mie ceva în traistă pentru ei. Și îi punea starețul legume, fructe, ce avea în magazia mănăstirii. Azi odată, mâine odată și tot îi spunea, frate, roagă-te, frate, muncește și te ostenește. Nu pot, părinte, n-am putere, am copii mulți, de-abia fac față. Și azi așa, mâine așa, starețul întreba de fiecare dată, ai mai sporit cu ceva? Nu, tot sărac sunt. Iar îi mai punea ceva în traistă. La un timp iar venea, ai mai sporit cu ceva? Nu, tot sărac sunt. Și într-o zi, se roagă starețul la Dumnezeu și spune așa, că Doamne, dacă eu greșesc undeva, Tu arată-mi și îndreaptă-mă. Și s-a arătat îngerul și i-a spus, fratelui pe care Tu îl miluiești, îi bagi singur sărăcia în casă și nevoia pe capul lui, pentru că el își cară foc acasă. Pentru că ceea ce îi dai tu din mănăstire nu-i munca lui, ci munca altuia. Cei la mănăstire? Un ulei de la Ileana, o făină de la Vasile, o pâine de la Gheorghe și ăla pentru ce o dă? Unul își iartă păcatele, unul are un copil neascultător, unul are un om bolnav și ce este aceea? Pâinea durerii. Și în clipa, zice, în care tu îi dai aceste lucruri, dar el nu face măcar o rugăciune, alea se întorc ca un foc peste casa lui. Fă, zice, ceea ce te învăț eu. Pune-l în fiecare zi, din toată sărăcia lui, să aducă o bucățică de pâine și câteva legume. Și îi spune starețul când vine, ei, frate, cum îți merge? Păi, părinte, rău. Tot rău îmi merge. N-am rezolvat nimic. Zice, uite ce se întâmplă. Vreau să-ți fac o rugăciune mai specială pentru tine. Să-mi aduci o pâine și câteva legume. Dar cu ce să o iau, părinte? Băi, muncește o zi și tu undeva și cumperi o pâine. Zis și făcut. A venit săracul cu pâinea respectivă și cu cele trei fructe, patru acolo legume ce avea. A citit starețul rugăciune pe ele, le-a binecuvântat, jumate le-a luat la mănăstire, jumătate le-a dat lui înapoi acasă. Și i-a spus, vreau să vii și săptămâna viitoare. Când a venit săracul săptămâna viitoare, a venit cu 6 oameni și cu 2 pâini. Și a zis, de ce ai adus mai mult? Păi zice, părinte, zice, nu-ți dai seama că după ce mi-ai dat alea sfințite, care eu le-am adus la biserică, mi-a mers extraordinar de bine, zice. Toată săptămâna, zice, ca din apă. Și zice, de asta am adus. A luat starețul o pâine și 3 pâini și i-a dat jumătate lui acasă. Ce mi-aduci și săptămâna viitoare. Când a venit săptămâna viitoare, a venit cu 3 pâini și 9 pâini. Și a zis, dar de ce ai adus? Părinte, mi s-a dublat, zice, câștigul din ceea ce fac eu din lucru mâinilor mele. Și am zis că să fie și lui Dumnezeu. Și a luat starețul o pâine jumate și 5 pâini și a dat lui 5 pâini și o pâine jumate. Și a spus, fiule, de acum nu mai trebuie să-mi aduci mai multe. Dar adum în permanență când vii la Sfânta Liturghie, o pâine și 3 pâini. Și se roagă el la Dumnezeu, starețul și întreabă, Doamne, cum e una ca aceasta? Și atunci îngerul din cer îi spune, toate se sfințesc cu binecuvântare și cuvânt dumnezeiesc și sunt curate celor curați. Că tu l-ai arătat pe Daniel și pe cei tăi tineri din Babilon, mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Și aceste roade le binecuvintează și le sfințește celor ce vor gusta de sănătatea trupului și a sufletului și îmbelșugarea roadelor pământului și spor și așa mai departe. Deci când vii la biserică, nu te lamenta că vai de mine sunt sărac. Nu, ia o pâine la anafră sau dă o pâine la un sărac sau aprinde o lumânare că îți duci binecuvântarea acasă. În momentul în care tu crezi că te vaiți și că ești sărac și că nu ai, nici nu ai să ai. De ce? Pentru că n-ai cum să-ți cari binecuvântarea în casa ta. De ce? Nu vrei tu să o duci. Că la ea, la sfârșitul liturghiei, se împarte
binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său dar și a Sa iubire de oameni, totdeauna cu înșpurre și în veci veci la un amin. Dar tu de unde iei binecuvântarea? Pe ce? Și atunci să binecuvintează lucrul mâinilor tale și să mulțește. Iar cei care știu lucrul ăsta sau trăiesc lucrul ăsta să-l spună și semenilor lor. Că aici în biserică sunt și din aceia care fac lucrul ăsta și permanent când vin la vii, nu știu dacă și acum, dar încă cred că se practică, vin și pun o slujbă de mulțumire acolo ceva și să face slujba de mulțumire. Acesta este scopul. Deci aceasta este viziunea despre aproapele meu care trebuie iubit ca pe mine însumi. A spus Hristos, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. V-am mai spus de atâtea ori. Azilul de bătrâni, spitalul Socola, vreun spital de bolnavi neuromentali. Aveți unde face milostenie. Nu între neamuri să spună că sarmale acre sau borșul rece. Nu. Dă străinului ca să te pomenească. Dă celor care nu-ți mai pot întoarce înapoi. A spus Hristos, bolnav am fost și m-aș cercetat. Dacă pe cineva doare capul și ai luat două pastile de paracetamol sau aspirine sau fasconal și i-a trecut capul, tu ai cercetat pe cel bolnav și ai făcut o milostenie. Dacă cineva a fost gol și i-ai dat o bluză sau un ciorap sau o șosetă sau un pantalon sau un pantof, tu ai făcut milostenie. Și întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Deci aceasta este Evanghelia de astăzi, pentru că în partea și finalul Evangheliei, ați văzut, se vorbește despre David ca moș al lui Dumnezeu și ca împărat, că tu ești, voi pune din rodul tău împărat pe scaunul tău. Deci e o chestiune de prorocie despre venirea Mântuitorului în lume și rădăcina lui în David. Dar cel din tâi om care a făcut milostenie pe pământ a fost Hristos. Ne-a dăruit viață veșnică, a călcat cu moartea pe moarte, s-a răstignit pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, a pătimit cruce și înviere și cea mai mare milostenie întâlnită în întreaga umanitate este aceasta. Luați și mâncați, acesta e trupul meu, nimeni nu și-a dat trupul de mâncare altora. Și bezi dintr-o acesta, toți acesta e sângele meu. Aceasta e adevărata viață veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu.